Cred că deja este bună seara, aproape de bună seara. Să mă vă văd cu tehnica, da? Bună seara și felicitări studenților, viitorilor studenți și tuturor celorlalți care ne privesc și care ne ascultă. Numele meu este Marius Dumitrescu, reprezint Holcim România. Și în cele ce urmează o să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce facem noi la Holcim, despre contribuția Holcim la un mediu construit mai sustenabil. Înainte de asta, doar vreau să vă felicit pe viitorii studenți sau actualii studenți și toți ceilalți care lucrați în universitate și ați făcut acest lucru posibil. Vă felicit pentru că meseria de inginer constructor cred că este o meserie care. Are, aduce o contribuție foarte mare societății, o meserie care uh, poate aduce fo foarte multe satisfacții la nivel personal. Uh, o meserie din care fac parte, am fost student al uh, Universității Tehnice de Construcții și am spus și în deschiderea astăzi că uh, se împlinesc și pentru mine uh, și generația mea 10 ani de când am absolvit facultatea. Uh, Plecând din facultate, priveam așa cu, cu necunoștință de ceea ce urmează să facem. Visam foarte, visam foarte mult să ajung inginer structurist. Am lucrat o perioadă ca și inginer structurist, dar cumva situația m-a adus să lucrez în... contextul m-a adus să lucrez în zona de materiale de construcții. O zonă care, la momentul la care am, ales, am decis să merg înspre această zonă, mi se părea un pic necunoscută și poate un pic ne interesantă ca și inginer structurist. Uh, am descoperit ulterior că este o este o zonă foarte interesantă, o zonă unde dacă îți pui mintea la contribuție, poți veni cu soluții uh, foarte valoroase pentru construcții, pentru clădirile pe care voi pe care noi voi le proiectați, uh, sunt o serie de probleme reale cu care uh, clădirile se confruntă azi, tocmai datorită poate alegerii greșite a soluțiilor din punct de vedere materiale. Și nu numai. Deci și zona, ce vreau să vă spun este că și zona de materiale de construcții, și eu lucrez în domeniul betoanelor, în domeniul cimenturilor, poate aduce foarte multe satisfacții unui inginer constructor. Vă spun din experiență personală. Și acum voi continua cu prezentarea pe care am pregătit-o. Așa cum spuneam, lucrez la Holcim România. Grupul nostru activează în țară de peste 20 de ani și constă este uh, alcătuit din uh, mult cunoscutul brand Holcim, care uh, se ocupă cu fabricarea de ciment, fabricarea de beton. Avem 18 stații ecologice de betoane în uh, toată țara. Uh, mai nou din 2019, uh, Somaco Group sunt colegii noștri și putem oferi pe piața din România soluții de clădiri prefabricate. Și Geocycle, o componentă a businessului nostru foarte importantă, care ajută producția de ciment să fie mai sustenabilă. Așa, foarte, foarte pe scurt spunând. Mergând mai departe, ca și prezență în România, avem două stații de ciment, una la Alej și una la Câmpulung. Le vedeți pe hartă, adică una în județul Bihor și una în județul Argeș și, cum am spus, 18 stații de betoane care sunt distribuite în orașele mari. Practic, voi ca ingineri constructori, ce trebuie să știți e că acolo unde există o dezvoltare de clădiri importante, unde se construiește mult, e foarte probabil să folosiți beton preparat la o stație de betoane. Dacă e și de la Holcim, e și, și mai bine. <laughs> ok? Și stațiile de... Uh, și fabricile de uh, prefabricate, cele cu albastru, unde avem uh, sigla Somaco, uh, distribuite în toată țara. Nu mai insist. Cam, cam asta reprezintă Holcim în România foarte pe scurt. Uh, cu asta ne ocupăm. Uh, și voi continua să vă spun... Uh, poate subiectul cel mai important pentru Holcim, începând de anul trecut. În general, l-am spus și în deschidere, sustenabilitatea pentru Holcim a fost întotdeauna un subiect foarte important, se vede de când am început să uh, activăm în România, însă de anul trecut este un subiect extraordinar de important, un subiect, uh, un subiect care este, aș spune, prioritate zero pentru noi. Ca să vă spun mai multe despre ceea ce facem noi uh, în acest sens, uh, în sensul sustenabilității, trebuie să vă dau puțin context pentru cei care nu știu sau cred că o parte bună din noi știm unde stăm din punct de vedere climatic. Anul trecut, uh, în august 2021, grupul interguvernamental de experți uh, în probleme de climă a emis acest raport. Uh, a, uh, IPCCA da, în august 2021. Cum am spus acest raport este o sumă a tuturor, a tuturor documentelor care analizează a tuturor documentelor de știință legate de climă. Ce ne spune acest document care este foarte citat și e o sursă de mare încredere? Ce ne spune despre schimbările climatice? Ne spune clar că tot ce vedem astăzi ca și uh, schimbări climatice a fost cauzat de intervenția omului pe planetă. Și ce vedeți aici este un grafic care ne arată mai multe scenarii posibile viitoare în funcție de cum vom alege să ne desfășurăm activitățile în următorii ani. Avem mai multe scenarii noi îl urmărim pe cel de jos, unde avem very low emissions, noi ca și companie și ar trebui noi ca și societate să mergem acolo, unde ce spune acel very low emissions spune că o să ne menținem, uh, o să menținem creșterea temperaturilor la nivel global sub 1,5 grade Celsius, comparativ cu media uh, media temperaturilor din anii, între anii 1850-1900, adică înainte de epoca preindustrială. Practic, o să fim tot cu o temperatură peste ce trebuia să fie în mod natural, dar nu vrem sub nicio formă și cred că nimeni nu-și dorește să fim în uh, ultima variantă unde uh, avem very high emissions, unde avem 4,5 grade Celsius peste media anilor pe care am precizat. Un scenariu cred că este aproape apocaliptic și nici nu vreau să discutăm despre el. Asta doar ca să vă dau puțin de context, nu să, să pictăm o, o, un tablou nefast, dar doar ca să subliniem urgența ă, acestui fenomen. O altă, un alt grafic care ne arată creșterea de temperatură din ultimii 2000, ultimii 2000 de ani și vedem că avem o, o vasi constanță până în 1950, și apoi foarte repede cum cresc abrupt temperaturile. Mai departe, un alt grafic care ne arată creșterea constantă de emisii de CO2. Auzim tot timpul despre emisii de CO2, CO2 tot timpul peste tot. Acest grafic ne arată că cum, creșt, cum au crescut emisiile de CO2 în ultimii uh, 50 de ani și uh, este destul de, simplă, de simplu de făcut corelarea între ce vedeți aici și graficele anterioare, de creșterea temperaturii globale. Deci, practic, emisile de CO2 sunt în directă, pare că sunt în directă legătură cu uh, creșterea temperaturii globale. O ilustrare mai vizuală a ceea ce am spus, ceea ce știți deja, sunt uh, fenomenele care s-au întâmplat nu, nu cu mult timp înainte. Vedem o serie de uh, incendii, inundații, uh, inundații în locuri în care nu au fost niciodată până acum. În SUA vedem în august 2021 a fost prima dată în istoria metroului din New York când a fost inundat. Și așa sunt multe exemple, chiar și astăzi, zilele trecute, citeam în presă că la poli uh, sunt, sunt temperaturi foarte ridicate, istoric cele mai mari temperaturi care au avut loc, uh, versus media din ultimii foarte mulți ani. Nu știu exact să vă spun cifrele, dar... Uh, este clar că sunt niște schimbări. Nu foarte bune. Acum dacă este să ne uităm la sectorul nostru de construcții, conform World Green Building Council, sectorul de construcții versus restul restul de industrii ca și emisii de CO2 reprezintă un total de 39% din totalul emisiilor de CO2. O cifră semnificativă. Ce ne spune asta? Ne spune că trebuie să facem ceva noi ca și sector de construcții pentru a uh, combate aceste, schimbă, aceste, aceste creșteri de CO2 și implicit, implicit schimbările climatice. Dacă este să ne uităm uh, la o clădire, la o structură, uh, emisiile de CO2 se pot împărți după mai multe categorii. Aici ce vedem, uh, avem uh, mai multe etape de construire și... Uh, Etape în care se emite CO2, avem la stadiu de materiale de construcții și aici suntem și noi ca și producători de materiale de construcții, construirea în sine a clădirii, exploatarea clădirii, când mai facem anumite înlocuire ale materialelor uzate, să zicem, și ne raportăm aici undeva la 60-100 de ani, este evident că la un moment dat mai schimbăm finisaje sau alte materiale. Și, bineînțeles, sfârșitul de, de ciclul de viață al unei clădiri, când o demolăm și reintegrăm materialele înapoi în, nat în natură sau în ciclu economic, în ciclu de construcție. Aici, sunt, aici este CO2-ul încorporat într-o clădire și cu verde vedeți CO2-ul din operarea unei clădiri. Așa doar ca să ne facem o idee unde sunt emisiile de CO2. Versus... Graficul care vi l-am arătat mai, de, mai devreme, deci în construcție, pe, pe durata de viață a unei construcții, avem, cred că 11% carbon încorporat și 28% este carbonul operațional, acel 39% care vorbeam mai, de, mai devreme. Carbonul operațional înseamnă energia pe care o folosim să luminăm, să încălzim o clădire, deci și asta reprezintă o cantitate foarte mare, mult mai mare decât carbonul încorporat. Noi, cum spuneam, ca și producători, suntem acolo la carbonul încorporat. Foarte pe scurt, cum se emite CO2 în producția de ciment și betoane, vă arăt așa foarte pe scurt. Avem aici o schiță a unei fabrici de ciment, avem extragerea materiilor prime, care este în principal, cel mai, cea, mai mare, cea, mai, cea mai mare cantitate este calcarul, acesta este extras, măcinat, ars, foarte simplu spus, ars la 1500 de grade, deci ne trebuie multă energie să ridicăm în acel cuptor în cuptorul de ciment. Temperatura la această, să ridicăm temperatura la, la 1500 de grade. Și acolo este o cantitate semnificativă de CO2, nu știu dacă nu se vede pe ecran. Și mai departe, se produce clinkerul, este măcinat, producem cimentul. Foarte simplist. Da? Aici avem cantități destul de mari de CO2, de dioxid de carbon, care provin din, odată, odată din reacția chimică de descompunerea a, a carbonatului de calciu, și pe de altă parte, din energia necesară, da? din arderea combustibilor. Betonul, ce este betonul? Păi betonul este produs cu ciment. Multă lume, și eu, când eram student, pentru mine beton sau ciment era tot una. Acum. <laughs> Mi se pare așa, aproape spre enervant când lumea, lumea confundă una cu alta. Betonul se, se fabrică cu ciment. Acel material care vi l-am prezentat mai devreme cum se produce, at, cimentul înglobează o foarte mare parte din toată energia și CO2-ul uh, înglobat în beton. Bineînțeles avem nevoie de apă, de, acolo este greșit, de uh, agregate și aditivi. Deci piatră, nisip, uh, piatră și nisip ca și agregat. Și cam așa fabricăm foarte simplu betonul. Noi la Holcim îl, îl, îl fabricăm pe cale industrială, dar se poate fabrica și pe cale uh, mai manuală, cu, cu betonierea manuală. Uh, astea sunt două metode, așa mai, două, 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 cele mai dese metode de a prepara betonul. Asta doar ca să avem un pic de context. Și revin un pic la producția de ciment și mai departe producția de betoane, producția de... Uh, clădiri sau construirea uh, unor clădiri din beton și vedem tot CO2-ul pe lanțul de producție al unei clădiri din beton. Avem cimentul, betonul în sine, uh, transportul betonului la șantier, clădirea în sine când construim. Da? Pe, to în to pe tot parcursul ăsta avem dioxid de carbon care se emite în atmosferă și bineînțeles și când demolăm clădirea. Asta doar ca să aveți în vedere și să știți uh, că fiecare proces are un CO2 asociat. Uh, în tot ce v-am spus uh, din sectorul de construcții, clădirile din beton, cel puțin în România, asta e foarte clar, sunt alte țări în care nu este o realitate asta, dar în România clădirile din beton sunt cele mai răspândite clădiri și sunt o serie de motive pentru care acest lucru uh, se întâmplă, o serie de caracteristici pe care betonul, ca și material, le prezintă. Principalul este, bineînțeles, partea de economie, de cost al unei clădiri, dar betonul vine ca și material cu o serie de multe alte caracteristici. Vă spun doar câteva dintre cele afișate: rezistență la foc, durabilitate, o caracteristică foarte importantă, posibilitatea de a pune betonul în cofraj în diferite forme și multe altele. Da? De aceea, betonul este un material atât de răspândit. Cu atât mai mult avem o responsabilitate și noi ca producători de beton și ciment, dar și dumneavoastră ca și viitori ingineri, și toți cei implicați în procesul de construire, al construcțiilor de beton, avem o responsabilitate să reducem emisiile de CO2 în procesul de construire. Noi Grupul Holcim, la nivel mondial și la nivel local, ne-am asumat acest lucru. Ne-am asumat că o să vrem să reducem amprenta de dioxid de carbon a businessului nostru. Um, drastic, aș spune eu. Da? Avem o foaie de parcurs, avem uh, un, un set de obiective clare, definite împreună cu cei de la Science Based Target Initiative. Um, cifrele le vedeți pe ecran, nu le mai repet. Până în 2030, Vedeți acolo până, reducem uh, amprenta de CO2 overall pe business la nivel mondial până la 475 de kg CO2 pe tonă de material cimentos. Asta doar ca să doar ca să înțelegeți că este poate nu pare, dar vă spun că este o ambiție destul de mare. Uh, asta până în 2030, acest grafic care îl vedeți a fost uh, realizat anul trecut, cum vă spuneam că atunci am început să accelerăm uh, această tranziție, cel puțin în sectorul nostru, în domeniul nostru de producere ciment. Iar anul acesta, tot împreună cu cei de la Science Based Target Initiative, suntem prima companie care am semnat o foaie de parcurs pentru reducerea și pentru a ajunge, reducerea CO2-ului și a ajunge o companie net zero până în 2050, așa cum vă arătam în graficul acela de la început. Cam asta trebuie să facem toți cei din domeniul construcțiilor, cam asta trebuie să facă cam toate industriile până în 2050 să găsim o metodă să uh, reducem drastic emisiile. Asta dacă ne dorim să, să fie ok din punct de vedere climă. Ce v-am arătat a fost la nivel global, la nivel local, ambițiile de reducere ale amprentei de CO2, ambițiile de a deveni mai sustenabil, se transmit, se transformă în ceea ce se numește e-concept. Nu o să intrăm în foarte multe detalii. Dar vă spun că la nivel local Holcim a venit cu un nou concept de colaborare Cu toți cei implicați în procesul de construire Care se numește Econcept și care cuprinde Ecosoluții, Ecoservicii și Ecoscore Și vă voi vorbi doar despre două părți de aici mai, mai în detaliu Sau nici acolo nu o să intrăm foarte mult în detaliu Mă refer la Ecosoluții dar până atunci, acest angajament net zero la nivel local, doar ca să vă faceți o idee, se traduce în reduceri de CO2 asociate optimizărilor ce provin din energie, din transport, din produse și soluții, adică ecosoluții, și în plus ne, ne propunem să recuperăm și să refolosim o cantitate destul de mare de deșeuri. Acum nu o să intrăm pe subiectul ăsta în detalii, puteți oricând să mă întrebați, voi fi mâine toată ziua la, la stand sau la standul virtual și vă putem da toate detaliile despre asta. O să vă spun puțin despre partea de produse și soluții. Ce înseamnă? Parte din obiectivele noastre, am, anul trecut am lansat două, două produse verzi, cimentul verde, Ecoplanet, este un ciment care vine cu emisii reduse de CO2, și ne ajută pe noi ca și business să mergem către scădere de CO2, pe dumneavoastră ca și, sau, da, pe dumneavoastră ca și ingineri să scădeți într-o într construcție amprenta de CO2 provenite din uh, carbonul incorporat din clădire și, bineînțeles că vine și cu o serie de caracteristici tehnice foarte bune pe care nu o să le menționez uh, În principal, produsul a fost a fost lansat pentru caracteristicile de reducere CO2. Repet, vine, vine uh, cu o serie de caracteristici tehnice foarte bune la pachet cu emisiile de CO2. În paralel, am lansat și betonul verde, preparat cu cimentul verde, se numește Ecopact. Ambele sunt produse globale, le găsești în toate țările, nu toate țările, dar în marea majoritate a țărilor Holcim. Și uh, fa sunt o parte foarte importantă din ceea ce facem noi la Holcim, și sunt partea în care noi putem colabora, partea în care noi ne suprapunem pentru ca împreună să, uh, reducem, să reducem amprenta de CO2 a mediului construit. Acestea au fost, pe scurt, ecosoluții, da? doar două dintre ecosoluții, Ecopac și Ecoplanet. Avem și o serie de servicii. EcoServicii se numește, nu mai intrăm în detalii, și EcoScore, un sistem de evaluare și certificări. Uh, produsele noastre, cele care le găsiți în magazine sau și cele, cele care le-ați uh, văzut mai devreme, vin cu o serie de, uh, o serie de elemente prin care vă pute, puteți înțelege mai bine de ce sunt verzi și cât de verzi sunt produsele. Da? Vorbim de eticheta verde și timbrul uh, verde. Acum ca și studenți, trebuie să știți, ca și uh, viitor studenți, ca și actual studenți, uh, trebuie să știți că așa cum am spus și în întâlnirea de mai devreme, uh, din deschidere, am fost întotdeauna foarte aproape sau am încercat să fim aproape de mediul academic, de studenți și avem o serie de uh, programe de internship la care vă așteptăm să să, să fiți să participați, sunt în curs este, în acest moment sunt în curs sau este în curs procesul de selecție a studenților care pot participa la acest internship și pe lângă asta avem multe programe dedicate studenților pe care vă invit să le vedeți fie la stand fie fie online sau scanând acest cod QR vă duce direct în pagina unde puteți să vedeți mai multe despre internshipurile de la Holcim. Ce pot să vă spun este că uh, partea de materiale de construcție este o zonă uh, foarte interesantă, cu un potențial sau care poate să vă ajute foarte mult în dezvoltarea și personală și a care e dumneavoastră. Și cred că cu asta am terminat. Vă mulțumesc foarte mult!